Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt aici împreună cu David și cu Leonardo. Să știi că eu am o pisică asta, de pisică asta. Dar să știți că am pisică. David are o pisică. Prieteni, am venit și eu până la părinții mei aici acasă. N-am mai venit de mult pentru că mama era răcită, doar veneam așa la poartă la ea, dar nu mai intram înăuntru. Astăzi am fost și noi la vizită la ursul, am fost cu tata, cu mama și cu soacra mea, dar soacra mea e răcită, nu a intrat. Bine că nu are COVID, e o gripă care au avut-o toți și am intrat doar eu, pentru că eu nu am nimica, plus de asta am și vaccinul. Și am intrat eu cu tata, am intrat la ursul la vizită, mai multe detalii nu pot să vă dau, doar că vreau să vă zic așa că am fost la el. Este bine, își face curajul să poată să stea acolo, fără noi. Mai mult de atât, n-ai ce să fac. Și acum cred că o jumătate de oră am ajuns acasă, doar ce am adus acasă puțin. Și am venit la părinții mei că uitasem telefonul în mașina asta lui patroana și am venit să le iau ca să fac și o vlog. Tata înăuntru cu mama acolo și face bagajul pentru că tata pleacă. Pleacă și la treburile lui pentru că trebuie să alerge. Măcar unul din familie. Că vine iarna, vin sărbătorile și trebuie. Am venit copiii cu Alex, cu Leonardo, sunt în casă acolo cu ei. Tata își face bagajul, aștept aici afară. Pe drum ne-a oprit un neam de-a lui mama. Ne-am oprit acolo la Șimieni și să ne luăm apă suc. Și l-am găsit pe un neam de-a lui mama. Și i-a dat vreo 4 lubenițe, uitați aici. I-a dat lubenițe, deci am primit lubenițe de la domnul președinte, modă. Ia uzi, tata face bagajul. Doamne, e cald, e așa, e năbușală. Da, nu știu ce să vă mai zic, prieteni. Decât că stăm și noi acasă, facem și noi ce putem. Și vloguri, când putem, facem, când nu putem, nu facem. Asta e. E o perioadă acum puțin mai grea, sper să fie bine. Copiii se ceartă în prin casă, tata îi împacă. Ce s-a întâmplat cu lubenițele ăștia? A făcut copiii experiment să le spargă așa, cu mâna. Mi-a dat un mod nebulitorul, mi-a dat fiul președintele. Adică fiul, da, așa e. Mi-a dat două lubenițe, mulțumesc să-i trăiască copiii. Da. Când veneam de la ursul, de la pachet. De la vizită. De la vizită, scuze. De la pachet, ia. Și pe tata. Fii. Uite ce au făcut cu lubenițele. Zici ce le-au spart. Le-au avut, le-au spart cu mâna. Vezi, lumine, eu nu mă apagu, bă, uite. Ori să tăiem și noi să mâncăm, să facem cuburi așa frumos, băgăm la frigider. Păi, da, uite, pe mâna să-ți faci lubenița. Da. Da. E bine așa? Nu e bine. Ce faci, tata? Pleci acum? Câteva ore. Câteva ore. Dar de ce filmăm? Am avem lumea. Filmei și eu. Mergem în oraș să luăm ceva? Așa e bani? Ce ai, da, mamă? Ce e aici? Niște mere? Ce mere? Este pisică-l de aici. Abar n-am. Mă gândeam că stai tata și tu mai mult acasă. Da. Cum să stau mai mult acasă? Mai stai și tu până luni, marți, acolo. Plec ea. Vine cu lunia pe el. Da. Mă lumină. Bine, deci ca unul ăsta, Alex, așa, fii atent. Se vede bine că e întuneric, s-a aprins de bine. Nu, cum se vede bine? Deci,
La mine nu mai pot, așa ție inclusiv. Că, na, lumea am văzut că mai... Mai zice că, vezi, Doamne, unii aseară că eram la cheful ăla de am pus pe... pe YouTube, am făcut un live scurt și am pus și pe Facebook că mă duc, că-s bețivan, că am băut, că vezi, Doamne, că am ginele la pușcărie. Păi ce să fac? Păi ce acum? Doamne ferește, dar nu e altceva. Păi Doamne ferește, oameni buni, și eu am fost, și Leo, și toți. Ce să zicem? 5-6 luni cât are 200 de zile, trebuie repede. Ce vrei să facem? Uite și eu la fel, asta e. Acum eram cu niște oameni, niște prieteni și am făcut un... Adică n-am voie să mai mănânc, să fac... Lasă cu lumea să vorbească, că și pe noi ne critică destul de... Știu, și pe mine, oamenii ăștia care sunt, uite, sunt oameni care ne comentează frumos, uite, ne urmăresc cu atenție, frumos, le mulțumim de suflet. Da. Dar, Lumină, nu că nu am treabă cu ei, nu vorbesc eu urât, dar prea are tot Lumină. Știu, că de ce dansezi, spun niște vorbe de alea de terenesc la suflet. Doar ce, Doamne ferește, că doar nu suntem... Păi nu, că m-au rănit așa, ferește. Deci mă lovesc așa de nu știu... Dragi prieteni, am fost și noi la pușcărie, 2 ani de zile, nu am știut ce aia distracție. A făcut și el pușcărie. Păi... Noi nu mai am avut sărbători, noi nu mai am avut zile. Doamne bun, deci eu am ieșit de la pușcărie, eram fost la pușcărie. Acum nu, ce vreau nu să nu trebuie să mai bea, are el față de bețivan. Vreau să stau așa, adică să stau ca un om mort. Să nu mă plimb, să nu mă distrez. Am suferit destul și eu 2 ani de zile cu toată familia. Ce? N-am voie să mă duc, să mănânc, să mă plimb? Sau care e problema? Păi nu așa e lumină. Da. Ce trebuia să fac în perioada asta când n-am ieșit? Să fi stat așa, amărât, să... Am amărât destul, am stat destul. Sperează că Dumnezeu e bine acolo. Și ursul vine, asta e. Că nu-i să-i faci, știu că e eu greu. Eu mă gândesc tot timpul într-adevăr la el. Știu cum e, că e greu. Poate voi ăștia care comentați, voi nu știți cum e. E greu, dar ce vrei să fac? Trece timp. Crezi și că nu ne pare acasă, rău? El, sau el mai mult vă zis, pare rău vouă ăștia care vorbiți? Nu vorbesc, vine și așa, unii spun că tu auzi că te-ai făcut și nu mai ești că cum erai. Adică cum? Da, chiar nu mai bine. Asta e, degeaba vorbești. Că tot vorbesc eu oamenii așa, care sunt oameni și înțeleg da, care sunt, sunt oameni, oamenii care ne urmăresc, înțeleg situația. Oamenii de ceilalți care sunt... Lumina, altfel care și vor, care și nu vor, ne plac, nu important că ne plac, am zis. Păi să nu se mai uită aia care... Lumina așa ne-a spus și el. Nu, îi mulțumim chiar că se uită, chiar se uită și nu ne plac, le mulțumim din suflet. Am comentat niște comentarii de alea, cred că le-am rănit și eu rău de tot. Nu, eu când văd unele persoane că... Sau ceva, le-am zis, pentru că sunt prea răi. Și dacă sunt prea răi, nu e bine. Și ai văzut că dacă nu ne dăm toți un comentarii înapoi, ne zici, după aia zici că, a, uite așa, uite așa, deci nu, mai bine nu ne mai răspunde, lasă așa, că și mie mi-a zis multe, că de când e ursul la pușcărie sunt veselă, că nu știu ce, că, în fine, nu mai contează. Rău când plângi pe vloguri că te vaiți, că ceri... banii, rău când ești veselă că, vai Doamne, ești veselă, rău când victimizezi. Tată, așa e lumea, n-ai ce să faci. Am să comentez. Da, să comentez, ce vrei. Asta e. Așa că, oameni buni, vă mulțumim. Ne auzim. O să filmeze Lumina, într-adevăr, în fiecare zi. Mai cu mine împreună. Eu o să plec, prieteni. Și ne auzim iar sâmbătă. Nu ne pare rău, dragi prieteni, că pleacă. Bravo. M-am fost mult, m-am fost despărțit și parcă când pleacă el, parcă șef și Lumina, da, avem ește moași. Avem încet, o încet copii. Da. Vă facem vlog. Ne tristăm amândouă, ne plimbăm. Asta e, mă, ce să... Nu, ce să faci? Ce faci? Îmi dă luminița. Ia rămânem singure, mamă. Ia rămânem singure. Da, și e rău, dragi prieteni. Hai, mamă, să plecăm noi două, să ne plimbăm. Mergem, când o fi și vizită la urmă, să mergem amândouă, luăm și pe soacră. Dar nu soacră, mi-e frică când conduc eu. A condus Lumina astăzi, Doamne, ce a făcut. Am condus. Unde? Până unde am condus? Până la... De la Pânișori. Până la Prunișori? Somnul.
Nu știu, mai știu, mai înainte de Prunișor, parcă. Până la Prunișor, mai știu. E balută. Parcă. Doamne, ce făcea soacră mea, ce frică i-a fost. Am crezut că creapă. Nu, mama nu e frică cu mine. Nu. Mama îi place cum duc. Merge încet, bine. Păi da. Nu soacră mea nu. Deci, ca să merg la vizită la urs, trebuie să mă iau pe mama. Da. Mie nu mi-e frică, nu știu ce e. De la Audi, că am găsit o antenă. Nu merge Audi cu aia. Lasă-mă, unde eu cum acolo. Dar vrei să stai eu. Mergem. Da. Noi amândouă, o luăm și pe soacră, dacă nu se mai treacă frica. Păi n-a zis că nu mai fac frica. Sau o punem pe iasă, pentru că dai e frică și atunci. Da, prieteni, ce o să mai zic? Să nu cad de pe scaun acum. Cad? Cad? Nu, cad eu, nu știu. Merg la n-a căzut nimeni până acum. Ia eu. Ce facem lumina după aia? Nu știu, mamă. Eu vreau să ajung acasă puțin. Știi ceva? Îl treacă și taică tău. Și după aia facem un duș, ne îndrăcăm mai seră și mergem până în oraș. Ce zici? Da. Hă? Așa facem. Da, mamă. Doamne, cât a crescut iarba. Mec să sun și mie la omul ăla să tăie iarba. Ce faci? Să uită. Să uită. Ai prins ceva bun acolo? Ne-am fost și eu la mall Băneasa. Unde e grătarul nou? Ia să-l văd. A, nu e aici. Și unde e? E shop-ul. Ai crezut că l-am vândut? Al nou. Al nou. Vreau să-l văd și eu, că vreau să-mi cumpăr și eu grătar. E shop-ul acolo. Asta e. Ne facem eu un pic așa acum, că începe școala. Tată, oprește muzica! Începe școala, după aia mă mergem, duce copiii la școală. Da. Ne facem de lucru. Fiecare zi. Da. Mamă, ce plictisele e și cald. Da. Foarte cald asta s-a fost. Și mâine tot așa o fi. Nu știu. Vai de mine. Mă duc acasă să văd ce treabă mi-am și o prima dată fac duș, după aia mă apuc de treabă să văd ce am pe acolo. Am și eu tot așa, am o bumă de treabă. Leonardo, hai să plecăm acasă. Ia-ți papucii, te-ai dezbrăcat. Ce e aia? Am găsit antena. De unde ai luat cricul? E? Dar ce faceți cu ăla? Ați luat cricul din mașină. Vreau să ridic mașina eu. Da, să pui antena la aia. Și să-mi cape, uite-te. Deci, da, pe ștare pe ăsta. Da, ăla de unde a luat ăla de la mașină? De la Audi. Alexuț, să plecăm, mamă? Nu știu. Ia-ți, papuci, hai să plecăm, că abia aștept să ajung acasă. Hai, cad acum în direct de pe scaunul ăsta. Unde e cază, în apă? Cât jos, Doamne ferește. Unde ești? Uite. Pe tine toate, eu știu că ești aici. Mai ai mamă pui? Nu mai mă supăra, dragi prieteni, ce-am pățit. Cu pui? Cu pui, pe Simba. A intrat un lup mare, nu știu, acolo, lupul, ori... O fi dihorul iară. Da. Și mi-a dispărut 3 pui, dragi prieteni. Da. Două zile am. Simba, ce mare era. Da, făcea și ouă. Da. Dezeam, chema Simba, dar era găină, că făcea ouă. Da. Simba. Simba. Pe l-a crescut David numai în pat, peste tot. Peste tot, dormea și la capul meu puiul. Da. Și n-a avut parte, nu știu, cât a fost de mare și a zis că nu puteam să-l tai eu, să mănâncăm noi din el. Îți pare rău dacă l-ai crescut. Da. Și uite așa, de pus părut Simba, de simplu găina. Da. Am avut un caz mare cu pâine. Și eu, ai fost nevoasă 20 de chiar și prima. Da, 3. 3 am fost și pe Neamișu. Că n-a făcut, că veni să pună unul pe aia la gard. Da. Da. Și nu știu, dragi, ce să fac acum cu pâine. Să le tai, să le pun în nadă, că mi-e milă așa să le tai și să mâncăm, nu știu. Păi da, mamă, dar adică să-i mănânce câinele. Da, așa e, mamă. Nu știu. Vii mâine să tăiem?
scriem. Mamă, eu plec acasă, că abia aștept să ajung acasă, să stau un pic. Așa și eu, mamă, să fac cum să mă pun, dar trebuie să-i pregătesc lui taică tău. Da. Uite, lubenițele să... de la domnul președinte. Da, foarte bune, îi mulțumim. De la modă, vă știți, oameni buni. Modă nemuritorul. Modă nemuritorul, uite, ne-a dat două lubenițe, patru. Patru, că mi-ai dat și mie două. O, la mine! Antena lui. Dacă păi împăcați-vă. David, ești cam scandalajiu. Dacă n-a ce faci cu antena? Nadu, ți-o iau eu imediat, mamă. Ți-o ia, mamă.